Incidentul a avut loc ieri într-o intersecție din Pitești. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 37 de ani din Lunca Corbului, era beat și mergea haotic, fapt semnalat de mai mulți șoferi la 112. Un echipaj al poliției rutiere l-a tras pe dreapta, moment în care bărbatul, care era împreună cu tatăl său, s-a baricadat în autoturism. După îndelungi discuții, polițiștii l-au tras afară și l-au urcat în mașina de poliție. Bărbatul a refuzat să sufle în etilotest, dar și să meargă la spital pentru prelevarea de probe biologice. Acestuia i-a fost întocmit dosar penal pentru refuz de recoltarea probelor și a rămas fără permis până la încheierea cercetărilor.